genul programului Pamflet. Când vine vorba despre drepturile omului, nu e de joacă. Mai ales de când suntem europeni, cu acte în regulă și am început să conștientizăm că avem dreptul de a ne cere drepturile. Ceea ce teoretic e foarte bine. Drepturile sunt de multe feluri, greu însă de enumerat ca să nu cădem în capcana prioritizărilor. Toate sunt importante și trebuie respectate, inclusiv dreptul la replică. Și când mă așteptam mai puțin, se face că ieri am aflat culmea dreptului la replică. Mostra ne-a fost oferită de primarul comunei Ilișești, Florinel Răduțu Avăsăloaie, care ne-a demonstrat că își iubește comunitatea până în pânzele albe și ca urmare își apără exact ca în scrisoarea a treia și nevoile și neamul și mai mult decât atât, inclusiv microbuzul școlar. Nu e o scăpare de logică și nici vreo exprimare argumentativă de dragul condeiului. Omul chiar a cerut drept la replică unui ziar local pentru a lua apărarea microbuzului școlar din sat. Motivul? Cotidianul cu pricina a publicat o fotografie a microbuzului respectiv, ilustrând un material defăimător care nu avea nicio legătură cu comuna Ilișești sau cu șoferul microbuzului. Cu alte cuvinte, fără ca microbuzul să aibă vreo vină, vreo contribuție, a fost făcut de râs prin alăturarea la un anume subiect jenant. Din dreptul la replică, publicat de ziar, reiese că primarul se arată indignat de faptul că microbuzului îi se vedea până și numărul de înmatriculare, ceea ce, citez, aduce grave deservicii atât comunei Ilișești cât și șoferului care conduce acest autobuz. Am încheiat citatul. Și ca să nu încapă vorba de dubiu, domnia sa detaliază explicativ în încheiere pe cine apără, respectiv, citez din nou, microbuzul școlar al comunei Ilișești și cu șoferul angajat al primăriei comunei Ilișești, șofer care conduce acest microbuz școlar. Am încheiat citatul. E clar despre ce șofer e vorba? Nu de alta. Dar nu ne jucăm cu drepturile nimănui, nici măcar cu ale microbuzului, am zis. Un punct de vedere. Alina Mihăiescu sunt, cele bune!